aceasta prin care suntem astăzi aici. Îi mulțumesc lui Dumnezeu și dumneavoastră, stăpânindu-mi emoțiile, vă mulțumesc pentru primirea caldă pe care ne-ați făcut-o. Suntem aici numai prin harul Domnului și Domnul să fie lăudat. Amin. Sunt Simeon Felix Marțian, slujitor la Biserica Maranată din Vulcan și prin harul Domnului poet creștin. Ca slujitor, slujesc cu tot ceea ce Dumnezeu mi-a pus la îndemână și spuneam odată într-o biserică mare, unde am fost invitat să predic. Fraților, le spuneam, eu sunt cunoscut mai degrabă prin ceea ce scriu decât prin ceea ce spun. Subliniam lucrul acesta pentru că, deși predicile mele există și pe internet, acolo, de obicei, cine ascultă predici, caută numele sonore ale evangheliștilor cunoscuți și nici de cu numele meu. În schimb, poeziile mele există pe internet scrise, înregistrări audio, înregistrări video, mai sunt înregistrările de la televiziune, de la Credo, și apoi, în mod deosebit, cărțile mele, care, din câte știu cu certitudine, există pe cel puțin 3 continente. Mulțumesc Domnului pentru toate acestea. Amin. Spuneam aceasta, dar slujind prin predică, la sfârșit îmi spune un frate slujitor tânăr, care acum este și pastorul bisericii respective, frate adevărat, sunteți mai cunoscut prin ceea ce scrieți, dar vă felicit că ați trecut cu succes și examenul la oral. Scriu și mulțumesc Domnului pentru aceasta. Am început să scriu căutând, Doamne, care este partea mea de slujire? Acum să înțeleg ce mi-a încredințat în mod deosebit. Și am ales să scriu. Am 3 volume de versuri. Scriu de mult, am debutat editorial în 2008 și în decembrie am trecut apărut acela 3 volume de versuri. Aș vrea să vă recit câte ceva. Știu că mă adresez unor iubitori de poezie și aceasta mă emoționează. Cei ce iubesc poezia sunt și critici, au și așteptări. Și poate unor frați care vor dori să intre în posesia volumelor mele. Am să recit, deci, ceva și mă gândeam oare ce. Scriu cu mesaj, pentru că și eu, la rândul meu, am această pretenție de la poezie evanghelică. Să transmită ceva. Pentru că o doză prea mare de poeticitate adăugată versurilor rarefiază mesajul. Noi trebuie să ne adresăm oamenilor când predicăm, când scriem, când recităm, îndemnându-i la ceva. Și știm bine care este direcția. Dar trebuie să ne amintim de când, când, Doamne, aceasta este. Doamne, oare cum am îndepărtat? Așadar, aș începe cu o poezie de încurajare, o poezie intitulată Potolirea furtunii. Textul biblic care a stat la baza acestei poezii ne este bine cunoscut tuturor. Dar e bine să ne amintim faptul că atunci când suntem în încercare, avem totuși o nădejde. Aceasta ne deosebește de cei care o cunosc pe Hristos. Putem să apelăm în mijlocul încercării la Cel ce poate să ne scape. Potolirea furtunii. Băteau din aripi norii încearcă, anserare, spre asfințitul încă purpuriu, chemând parcă natura la culcare, iar peste Galileea, dinspre mare, veneau tăceri de plumb și de pustiu. Iisus era pe mal cu ucenicii, dăduse apă vie la popor, dar cum amurgul îmbrăca finicii și aprindea în taină licuricii, el le-a trimis la locurile lor. Haideți să trecem dincolo de mare, le-a spus Iisus la ucenici trudit, și barca a pornit ascultătoare, opintit de vâzle și încordare, iar Domnul ostenit a țipit. Era o seară caldă, liniștită, când deodată ca la un semnal, din nevăzute culi dezlănțuite, furtuna i-a înconjurat cumplită și un munte părea fiecare val. În nemaipomenită încleștare, corabia părea un plumb infim, purta de vânturi între cer și mare, iar oamenii cuprinși de disperare strigau, nu-ți pasă, Doamne, că pierim? Când marea își deschidea parcă mormântul, Iisus s-a ridicat lângă cârmaci și peste alarmă, înălțând cuvântul,
El a certat cu strășnicie vântul, iar mării încurcate i-a spus, taci. O liniște de început de lume. Am vizit pe loc și vânt și val și răpăit și fierbere și spume, furtuna fără țel și fără nume a dispărut, cum trebuie arsenalul. Poate că azi vâslești cu tot avântul, dar când furtuna larg se va stârni, să-ți amintești că cel ce e cuvântul a plăsmuit și valul greu și vântul și la porunca lui se vor opri. El e în barcă, cheamă, nu doarme, ci așteaptă de la tine rugăciun. Tu roagă-l doar. Și ale furtunii arme, la glasul lui divin o să se sfarme, că el și azi și în veci face minuni. Amin. Amin. Amin.